Salutare, fraților, eu sunt George și am revenit după 2 ani de inactivitate de pe YouTube. Ce mai introducere. Dacă mă întrebați ce e cu vocea mea de mort, încerc să vorbesc cu cel mai încet, pentru că bunicul meu este în camera de dincolo și nu vreau să-l deranjez, evident. Deci, da, 2 ani de inactivitate. Bă, sincer, în ăștia 2 ani s-au schimbat destul de multe, cât și cu mine. Dar cu canalul cam pe stand-by. Adică încă nu vine să cred că eu m-am oprit la 295 de abonați. Adică, dacă stai să logic, încă 5 abonați, făceam 300. Probabil puneam video. Și da, aici, acum o să vă zic de ce nu am mai postat, cât și pe canalul meu, dar și pe RBP. Da, cred că motivul pentru care n-am postat cel puțin pe canalul meu până acum este faptul că, unu, mi-am pierdut din motivație. Pur și simplu, n-am simțit exact ceva genul, bă, parcă n-aș mai posta, nu știu, poate mă las. Și, într-adevăr, nici idei nu prea am avut și cam același lucru se aplică și cu RBP-ul, adică, bine, pe RBP, dacă sau zoologic, am mai avut idei, dar nu le-am pus în practică, adică n-am avut. Atunci, uite, mi-a venit ideea, hai să facem asta. 2 zile am stat, am sudat la el, după aia am pur și simplu efectiv tot ce am făcut, o să-i dau control delete. Nu control delete, gata, deschide task manager, în fine. Se face că n-am auzit asta. Pur și simplu dăm delete, ce vreau să zic. Și da, mai e și cu școala, că na, acum cu liceu, cel puțin eu fiind navetist, trebuie să mă trezesc la 5 jumate. Și efectiv, ca dacă se răsă logică pe peste 12 ore ajung acasă, că ajung pe la un 5 după amiază. Nu mai depinde de situație, că mai ajung și de vreme, da? Cam de obicei, cam între perioada asta, 2-5, ajung. Și da, și mă strâng și cășile la gât și nu știu ce stau cu ele. Că așa nu sunt făcute să stai cu ele la gât, sau sunt făcute să stai cu ele la cap. Dar George, fiind prost, aia face, le pune la gât. Și nu știu, inițial, asta rămâne de văzut. Nu știu, poate să fie asta ultimul video de pe canal. Nu promit nimic că mai postez sau ceva. Nu declar nici că mă las. Dar, na, trebuie să-mi găsesc motivația aia în primul rând, care o aveam înainte. Că eram, ok, dacă stai să o ia logic, atunci era și fata că era wow la modă, faci YouTube, puii mei. Acum mai nu e cu TikTok-ul. Și da, apropo, Alex și-a deschis TikTok și are destul de mult succes. Că dacă ar fi el cel puțin acum să se reapuce de YouTube, deși cred că a început să și mai postat vreo 2-3 videouri, poate mai multe, nu sigur, în timpul vreme, dar mai multe cu Counter-Strike și da. Da, deci cum am zis, asta ar fi posibil să fie ultimul videoclip. După cum am zis, nici nu promit că mă reapuc, nici că mă las. Momentan, așa, cam și cum a fost până acum. Deci, da. Și la fel cu RBP-ul, v-am zis. Lipsă de idei, timp. Dacă vă uitați în descrierea la RBP, o să vedeți că scrie acolo 4 membri, deși stai mult dacă stau să logic la cât am. Suntem, de fapt, în total, suntem mai mult de 4, suntem vreo 6 maxim. Dar, na. Când vreau să facem ceva, să filmăm, nu putem, că ăla nu poate să vină, că e plecat. La fel, e plecat. Ăla poate n-are timp, poate n-are chef, poate doare în șpiț. Deci, da. Cum am zis, poate să fie ultimul videoclip. Eu am fost George și nu promit că ne vedem.